O să aveți senzații tari înainte de... E senzația de decolare, nu? Adică asta. Doamne! Cum e, a? Vai, e calcul. Salutare și bună dimineața! Dimineața! Astăzi este duminică, iar noi suntem îmbrăcați un pic mai diferit. Mă rog, mai mult Ramona decât mine. Pentru că astăzi vom merge la nuntă. Nu e chiar o nuntă. E o cununie, de fapt. O cununie religioasă, dar va fi și o masă după. Mă rog, nunțile din ziua de azi nu mai sunt ce erau odată. Astăzi se mărită nepoată. Așa că o să vedem cum se desfășoară în zilele astea o cununie și un pic de nuntă. Chiar n-am mai fost la o nuntă de foarte, foarte multă vreme, cred că de vreo 5 ani. Mai mult. Poate mai mult. Mai mult. Toate au evoluat, inclusiv nunțile. Nu mai e ce știu eu de la cort, cu mâncare de aia făcută la căldare, cu zamă, cu lașcă, cu găini tăiate, cu... Eu de alea mi-amintesc. Pentru mine nuntă, aia înseamnă. Dar... Nu știu dacă va mai fi vreodată sau dacă o să mai am ocazia vreodată să particip la o asemenea nuntă. Poate dacă fac eu. Mă invici pe mine? Așa că în dimineața asta am plecat înspre Vorța, pentru că e nebunie în familia elaltă. Și noi mergem să o luăm pe maică-mea și să o ducem la Deva. Bineînțeles că tot noi o să avem onoarea să ducem mireasa la altar. Ajungem la Vorța. O să îi facem o surpriză și la maică-mea, că nici ea nu se așteaptă să mergem cu mașina asta să o luăm. Sunt curios ce părere are ea despre o mașină de generație așa de nouă și electrică. Ajungem acasă. Câinele deja ne întâmpină. Hai că nu cunoaște mașina. Da, deja latră că nu cunoaște mașina. Știți că pe câine, câinele nostru are două nume. Bianca Diana. Bianca Diana, uite-l și pe Luci. Luci s-a speriat. Uite, mumică, nu te lia, mama. Ce faci? Ce faci, mă? Ce faci? Nu prea, dar clar o să dau o tură pe la oale. Am niște perișoare. Direct la oale. Direct la oale. Când e vorba de perișoare... Perișoare și sarmale. La Vorța, la sarmale le zice perișoare. Aici afară te ne pic. Aici e cel mai fain. Oala cu perișoare. Pisica și-a găsit un loc și mai fain de dormit. E camuflat aici pe masă, de vino vezi. Pisica, ce faci? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Salutare! În sfârșit ne întâlnim! Mi-a dorit foarte mult să te cunosc! Stânga? Dreapta, față, dreapta, dreapta, dreapta! Dreapta! Da, dreapta! 5 de metri dreapta, prima la stânga, după aia dreapta, dreapta! Și la un dat ați ajuns! Deci dacă mă filmase de unul de aproape și arăt cel mai urât pe vlogul lui, la ce fan sunt. Nu. Că mă ia prin plan. Nu, că are... Bună ziua! Momentele dinainte de a pleca la biserică. Ai emoții? Da. Mari? Nu știu. Nu trebuie. Sau trebuie? Tu.
Uitați-vă și aici un pic. Uitați-vă aici. Uitați-vă. Mai trebuia să o ridic de pe... Da, măi, după aia... Mă trage de oat, mă trage de oat. După aia la spital, bine? Hai să-ți pune la niște perne. Urgent? Când pui trățărica, da? Să facem și noi o coroniță. Când pui trățărica, da? Deci nu-mi vine să cred că filmez live vlogul lui Mariana Dăncioțe. Filmat live în live, live în live. Avem două vloguri. Live în live. Două vloguri. Mamă. Deci învăț de la profesionist. Alea sunt flori naturale? Da. Strânge tare, da. Puțin eu aici. Foarte tare. Deci nu, nu cred că și noi avem. Live-ul Mariana Adventures. Da. Cea mai iumeu. Ce ciudat sună. Deja m-am înroșit tot. Că-s frumos. Cine a zis? Șondi. Deși noi avem brățări din astea. Oai, de aia alaltă. De care? Trebuie să spunem că rochea e făcută de moto. Adică de mătușa miresei. Mătușa miresei a făcut operă de artă rochea, într-adevăr. Dar cred că o să o vedem mai bine afară. Se va vedea toată ziua. Toată ziua. Dar și eu vreau ce are gelul. Da, imediat. Deci ăsta ce e? Cum îi zice? Din asta nu am făcut puși. Ce? Din asta nu am făcut puși. Dar pune și pe moto, ia când un pic mai stângă. Moto, hai pune și tu din asta ca să aibă... Brățară porcului neapărat. Tu pune aici, da. Tu mai faină. Mai ai una la colecție acum. E larg, deci o avem așa rămân pe ea. Ești curios cât o să ții. După aia mi-o dai să fac ceai. Stai. Se face frumos. Nu. Eu n-am. Nici eu n-am. Filmează când îi pune un om. Se pare că nu pun? Filmează. Deci ăsta e un moment unic, de vrei. Devenim virali! În premieră filmăm pe Mariana Adventures cum își ia o floare în piept. Da. Mulțumesc. Deci linia orizontului să fie dreaptă. Mai strâng? Mai copii, vă trebuie apoloboace, vă, să aveți la voi, știi, drept deasupra de ele și înclinai, pa. Cine mă călca pe voal? Eu. Vorbește mai tare, că noi n-avem microfon. N-am avut... Când se calcă voalul? Aici se înzucă. Gata. Cine nu mai are brățară? Sau... Da, bine, cam de asta. Bineînțeles. Bineînțeles. Cumnată nu este și el fan Mercedes. Aici e mașina lui, un model clasic. Dacă o să avem timp un pic mai târziu, o să vă prezint și pe asta, pentru că sunt câțiva urmăritori care m-au tot rugat treaba asta. Un model clasic foarte, foarte bine întreținut. Avem onoarea acum să fim șoferii miresei. O să ducem la biserică cu noul model electric de la Mercedes EQC400. Încă un model de Mercedes extraordinar de fain. Nici chiar așa. Nu-i vechi. Ăla e vechi. L-am prezentat deja pe al tău, dar o să vreau să-l prezint mai în amănunt. Ăla e bunicul. Vreau să-l prezint mai în amănunt. Bunicul ăsta. Pentru că multă lume m-a întrebat de mașina ta. Da, dar
arată bine. Arată extrem de bine. Toate salvele. Sacra mică. Soacra mică. Trăiască la mulți ani. A, tu ești soacra mică? Da, eu sunt soacra mică. Vin Miri. Vin Miri? Da, da. Miri și Cunașii, trăiască la mulți ani! În ce parte? Nu știu. Așa, acum voi vă duceți la mașină. Voi acolo? Da. Care cum vrei? Sau poate vor la volan. Vrei la volan? Vrei la volan? Nu. Puțin probabil să aibă cineva. Ramona, are vreo relevanță? E onoare pe mine să fiu șoferul Mirilor astăzi. Acum se vede și mireasa. O să vă, nu pot să vă garantez decât o plimbare cu mașina în mare liniște, pentru că mașina, vedeți cât e de silențioasă. Deci. Și mai vă pot garanta ceva, numai să ieșim la șosea. Aoleu. Aoleu. Să ne și ne mâncăm. O să ne ținem, da? Da. O să zburăm? O să aveți senzații tari înainte de... E senzații de decolare, nu? Adică asta. Doamne! Cum e, ha? Hai de cap, scala avion. Odată, așa. Mai facem o tură prin oraș? La întoarcere. Deci e senzațional. Nu mă așteptam. Cât cai puterea? 400 de cai, dar are vreo 800 de newtoni, da. Și ți-i dă pe toți instantaneu. Da. Adică așa. Or sărit ochelarii? Aici, deja am ajuns, dar o să ne mai plimbăm după aia. De aici vom merge la biserică. Biserică care este foarte aproape de casă și anume aici. O bisericuță mică de lemn. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Eu nu știu să cânt. Ai emoții? Nu, deloc. Sunt încântată. Chiar așa, ce bine să stai jos, mai ales când ai hernie de disc. A noi amândoi suntem herniați. Motoiane pe universale. Chia pe care ai făcut-o lui Mari e unicat, să înțeleg. Prima realizare. Prima. În domeniul nunții. Ne oprim acolo și dăm un așa, ne oprim, mireasă lângă, așa acum a venit. Așa, ca pe aeroport. Aici ne oprim, aici ne vom așeza. Secundă Domnului Dumnezeu Sorin, cu roaba lui Dumnezeu Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună rogul lui Dumnezeu Sfânt cu roaba lui Dumnezeu Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună rogul lui Dumnezeu Sfânt cu roaba lui Dumnezeu Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Gata cu biserica, mergem până în parcul central al Devei să facem niște poze. Cu umbreluțe, cu pentru poze. Proaspeții căsătoriți mi-au zis că o să plece în luna de miere. O lună tipică, bineînțeles, sau săptămână. Săptămâna. Săptămâna. Unde o să mergeți? În Dolomiți. Cu ce? Cu naș cu tot. Cât de fain. Deci chiar și așa aș face. Nici măcar o cazare nu avem. Dar cât de bine. La camping n-am rezervat nimic, nu spun. Va fi fain cu siguranță, mai ales în Dolomiți. Superb. Toată lumea fuge de buchet. Măcar de etoan. Că tu fugi de acolo. Nu așa. Dar e ok și dacă vă dați la o parte cu Dan. Nu mă stați acolo. Așa, hai, așa trebuie, frate. O să îmi dă și în umbrele. Dar așa. Să putea să vă găsesc, dar ok. Gata. Hai. Gata. Și, pa. Deci e cumva urma. Am parcat mașina și de aici mergem la restaurant să mâncăm o masă. E prima dată când mă duc la restaurantul ăsta, deși eu locuiesc în Deva, dar știu că foarte multă lume a mâncat aici și a fost foarte mulțumit. Hai să vedem. Hai să vedem cum e mâncarea la bord 13. Restaurantul e fix în centru Devei, lângă statuia lui Decebal. Aici undeva sus. Și n-am mai intrat aici de foarte multă vreme. Da, deja începe să-mi placă. Când vezi așa ceva la intrarea într-un magazin, într-un restaurant, îmi amintește de restaurantele de prin Egipt sau Dubai. Aici e masa mirilor. Masă cu vedere la statuia lui Decebal. Are ideea, fiecare are o piesă de lemn pe care scrie numele. Hai să căutăm masa noastră. Porco, ai găsit masa? Da. Trebuie să scrie porco. Nu scrie porco. În schimb, la tine e premieră, că lumea nu știe. Da. Toată familia mie zice neonul, de fapt. Uite, ați mai aflat ceva. Îmi place foarte mult atmosfera de aici, de la bord 13. Masa am început-o cu un coniac. Un coniac foarte bun. Cam așa arată aperitivele. Și fripturile până la urmă. Nu știu ce e aici, cred că e ceva carne de pui și porc, iar aici sunt fripturi de vită, care, din câte am înțeles eu, se vor se taie și se mai pune un pic la prăjit pe sarea asta încinsă. Ăsta e un bloc de sare încinsă. Adică ceva de genul. Ja,
Da, miroase extraordinar de fain. Cam așa arată tortul. Un tort foarte, foarte fain și cred că e și bun. Am înțeles că e cu zmeură. Mare artificii. E super, ai să ne scrii. Da. E nimica, e nimica. Nu se vede în totul. Wow! E frumos! La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la și o bucată de masă. Am îngropat florile. Eu vreau flori să mănânc. Eu vreau să mănânc. E bine să fie și vegetală. Așa mic, pe ce am făcut? Nu știu, și aveți și pentru adulți? Băi, eu le-am pe mâncă. Stăm noi, da, așa trebuie. Dar eu nu e numărare. Nu să-ți dau. Așa. Nu contează, s-o aprinde. E bun. Bine! Dar n-am terminat. Dați un pic aici. Să se pupe, Miri! Dați un pic aici. Dar cu cine se pupe? La mulți ani. Nașii să trăiască, invitații să trăiască. La mulți ani. Să se pupă nașii. Am adus un cuțit separat. Și să fac eu ceva. Să le urăm la mulți ani și părinților noștri care astăzi fac totul. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Să trăiască, să fie să trăiască, la mulți ani. Să se bucure sorii, să se bucure sorii, să se bucure sorii. Cine mai e? Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. S-o primați să trăiască, s-o primați să trăiască, la mulți ani. Hai numai jumătate astea, sfertul ăsta să iei. Nu, copietate, fericiți. E tontă. Crezi că e puțin. Mamă, ce frumusețe. Și acum îl speli tu. Ce va fi, ce va fi. Cine spală puțin? Ăsta îl dați la mine. Sau îl punem aici? Ăsta nu. Eu iar am înghițit în sec.
Bineînțeles că porcul a sustras din tortul nașilor. Dar o să văd și eu. Nu mai pot. La mulți ani, la mulți ani. Cam asta a fost nunta lui nepoată mea Mari. A fost o nuntă de artiști, pentru că toți pe care i-ați văzut invitați la această nuntă sunt artiști. Unii sunt cântăreți, unii sunt profesori de muzică, unii sunt impresari. Mi-a făcut și mie nu mare plăcere să petrec cu ei. Vreau să le mai urăm încă o dată Casă de Piatră Mirilor și să le urăm vacanță plăcută, pentru că, cum ați văzut, ei pleacă în Dolomiți cu cortul, exact genul meu de călătorie. Decență și bun gust, cam asta, cam așa ați caracteriza eu nunta de astăzi. O să-și încheiem aici acest vlog. Eu vă mulțumesc mult pentru că ne urmăriți, vă mulțumesc mult pentru că v-ați abonat la acest canal și până la următorul vlog, care încă nu știm de pe unde va fi, noi vă spunem la revedere! Ciao!